Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la ediția Best of Flash Monden. Vă invit să urmărim împreună cele mai tari subiecte din lumea showbizului. Chiar acum! Larisa Iordache și Cristian Chiriță și-au găsit naște nuntă. Fac pași mici, dar sigur spre cel mai important eveniment din viața lor. Mai multe detalii imediat. Alex Dobrescu ar face orice să se împace cu Cristina Cioran. Au împreună un copil, iar el face eforturi să o recâștige. Căsătoria este pe agenda lui. Toată povestea imediat la Flash Monden. Ryan Gosling vrea să cucerească scena de la premiile Oscar. Speră să plece acasă și cu un premiu, însă asta nu e tot. Pregătește un moment de zile mari. Despre ce este vorba, aflați la Flash Monden. Larisa Iordache și viitorul ei soț, Cristian Chiriță, fac pași mici, dar siguri spre marele eveniment din viața lor. Au un plan ca anul viitor să se căsătorească și cum nu e nuntă fără naș, au bifat punctul de pe listă. Au fost împețit, cum s-ar spune, și de acum planurile se fac în patru. Larisa Iordache și Cristian Chiriță au dat marele anunț fix la început de an. Atunci el și-a luat inima în dinți și a pus marea întrebare. Răspunsul a venit imediat cu multă bucurie și de atunci au început listele, planurile și visurile. Cum nu e nuntă fără lăutari, nici nuntă fără naș nu s-a mai văzut. Orice pereche de miri are nevoie de părinți spirituali, care să știe să asculte, să dea sfaturi, să îndrume. Larisa și Cristian aveau și ei nevoie de modele demne de urmat, așa că au mers împețit la prieteni dragi. Am ales nașii. Chiar acum o săptămână am fost să-i cerem, să facem totul ca la carte. Iar ei sunt foarte încântați, au acceptat imediat și ne înțelegem foarte, foarte bine. Sunt prieteni de-ai noștri, sunt o familie foarte frumoasă, cu doi copii frumoși, avem foarte multe lucruri de învățat de la ei, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Ne bucurăm atunci când mergem la ei sau ei vin la noi, pentru că suntem pur și simplu prieteni, ne sfătuim și suntem alături unii de ceilalți. Practic, au surprins esențialul din toată povestea magică ce li se așterne în față. La braț cu nașii lor, Larisa și Cristian trăiesc acum o adevărată poveste frumoasă. Anul acesta au deja agenda plină. Trebuie să pregătească cununia civilă și o mică petrecere, iar pentru anul viitor se anunță aglomerație mare. Va fi cununia religioasă și plănuiesc o petrecere cum n-a mai fost. Nu am lăsat nimic în stand-by, ci am făcut pași în acest sens. Anul acesta vom face cununia civilă și poate și o mică petrecere alături de cei dragi. De asemenea, anul viitor vom face cununia religioasă și petrecerea cea mare. Iar toți oamenii care vor să fie alături de noi, îi așteptăm să vină să ne distrăm împreună. Larisa vrea ca totul să iasă perfect, cum e și firesc să fie. Așa că fiecare detaliu trebuie bine stabilit. Totul trebuie gândit și analizat. Vrea să se bucure de fiecare moment și în niciun caz să fie pe fugă. Mi se pare că dacă faci totul odată, sunt prea mulți pași. El are turneu, are de jucat, eu competiții cu copiii, nu, e prea mult. Ne dorim ca toți oamenii care vin să se distreze, să fie foarte bine. Larisa Iordache are 27 de ani, iar Cristian 22. Parcă știu prea bine ce vor de la viață, iar dragostea îi leagă cel mai mult. Larisa e în al nouălea cer de fericire și e gata să înceapă o viață în doi. Cred că este, suntem asemănători sufletește, cât și emoțional. Dar asta se vede și din acțiunile noastre pe care le facem unul față de altul și față de oamenii dragi nouă. Cred că ar putea fi. Eu niciodată nu am dat vreun pronostic, să spun așa, din niciun punct de vedere, dar cred că, din punctul acesta de vedere al partenerului meu, al lui Cristian, da, poate fi sufletul meu pereche. Larisa Iordache are în cariera sa o medalie de bronz la Jocurile Olimpice cu echipa în 2012 la Londra, 4 medalii la campionatele mondiale, 2 de argint și 2 de bronz, 16 medalii la campionatele europene, 7 de aur, 7 de argint și 2 de bronz, precum și 3 la Jocurile Mondiale Universitare, 2 de aur și 1 de bronz. S-a căsătorit și și-a luat odată cu certificatul și statutul de șef în casă. Cristina Spătar taie spânzură și face legea. Soțul nu are nimic împotrivă, ba din contră. Crede că judecata soției este tare bună și importantă pentru el, așa că vorbele ei sunt literă de lege. Cuplul nici nu locuiește sub același acoperiș. Tot decizia ei a fost și asta, dar iată că lucrurile merg de minune în noua familie. Ambele inimi vor bate, suflete legate, iubire purtate.
Cristina Spătar a știut mereu ce trebuie să facă să ajungă în punctul în care pune piciorul în prag. O face cu tact, o face cu simț de răspundere și iată că și în noua căsnicie i-a ieșit pasența. Să nu ducem totul în extrem, însă adevărul simplu este că cei doi se completează de minune, iar modul lor de a gândi este benefic unul pentru celălalt. Cam eu sunt șefa în casă, cred că da. El mă lasă să fiu eu șefa, dar de menționat este că întotdeauna discutăm asupra tuturor lucrurilor care se ivesc, ne consultăm. Cristina Spătar și soțul ei, Vicențiu Mocanu, s-au căsătorit civil acum 2 ani, iar în vara anului trecut au făcut cununia religioasă. Și-au dorit tare mult să facă pasul cel mare, dar iată că nu formează tocmai o familie tipică. Ea locuiește aproape de capitală, iar el tocmai la Vâlcea. Petrecem timp împreună, cum să nu? Cu el mă consult în orice. Ai nevoie tot timpul de cineva cu care să te consulți. Nu mă mut. Până la Vâlcea sunt 2 ore, cel puțin atât fac eu cu mașina mea. Eu locuiesc în Buftea, Crevedia. Din Crevedia până la București faci 45 de minute, până la Râmnicu-Vâlcea, 2 ore. Plus că artistei i-ar fi cam greu să se mute. Soțul a răsfățat-o cu un cadou, cum rar mai vezi. I-a cumpărat o clădire întreagă și i-a dat-o pe mână. Când a cumpărat-o, deja planurile de viitor erau ca și făcute. A găsit în imobil rapid un plan de business, mai ales că are toată încrederea în capacitățile soției sale. Ne-am găsit amândoi iubirea pe care o căutam. Cred enorm în soția mea. De aceea i-am și făcut acest cadou, ca să-și poată dezvolta mai multe business-uri. Susținută, Cristina poate să ajungă enorm de departe. În clădirea pe care a primit-o de ziua ei, își poate face studio de înregistrări, restaurant, apartamente pentru închiriere în regim hotelier. Este o clădire multifuncțională în care poate să îmbine mai multe activități pe care vrea să le dezvolte. Pentru Cristina, cariera este tare importantă și tocmai de aceea este cât se poate de concentrată pe acest aspect. Eu decid tot ce este de făcut în viața mea profesională, iar el mă susține. El, săracul, zice da. A început să-i placă lumea asta artiștilor, se simte bine între artiști. L-am luat la toate revelioanele artiștilor. La cei 51 de ani pe care îi are, Cristina Spătar ar putea să-și schimbe viața radical. Ar putea sta acasă, numai în răsfăț, pe banii soțului, însă nici nu vrea să audă. Partea asta cu proiectele muzicale, aș putea să stau acasă să mă răsfețe soțul, dar îmi place să fac meseria asta, mi-e tare dragă muzica și îmi doresc să fac proiecte. Vreau și eu proiectele mele și să le pot duce la bun sfârșit. Avem multe, multe proiecte și cu maestrul Bodgros, cu muzica R&B și un proiect balcanic. Vreau să fac treabă. Asta este singura mea dorință, singurul meu plan. Pe plan personal sunt ok. Pe plan muzical îmi doresc să fac foarte multe lucruri și mă bucur că anul acesta am parte de susținerea lui Vicențiu și sper să reușesc să le duc la bun sfârșit. Vreau să-mi fac trupă, vreau să-mi iasă. Ambele inimi vorbate, sufletele rate, de iubire purtate, știi că nu pot fi secate, doi nemuritori. Alex Dobrescu plânge în pumn și ar face orice să o recucerească pe Cristina Cioran. Ea se lasă greu înduplecată, dar el este de neclintit. Iese pe ușă și intră pe geam. Nu concepe ca relația lor să aibă nicio șansă și chiar se gândește la căsătorie. Trăiește cu gândul că fiica lor merită tot ce este mai bun, iar ca părinții ei să fie împreună este ceva esențial. Spune că actrița este femeia vieții lui. Cristina Cioran și Alex Dobrescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar din iubirea lor a apărut Emma, o mândrețe de fetiță care le-a adus multe, multe bucurii. Dragostea dintre Cristina și Alex a ajuns însă într-un impas, iar cei doi au ajuns la concluzia că le e mai bine separați. Cu greu s-a împăcat Cristina cu gândul, dar încet, încet s-a liniștit. A început să vadă lucrurile mai clar, iar acum cei doi reușesc să aibă o relație normală. Cristina este mulțumită de cum merg lucrurile, însă Alex vrea acum mai mult. A realizat ce înseamnă actrița în viața și sufletul lui. Profesional, da, suntem din nou împreună. Sentimente au fost, sunt și vor fi mereu. Cristina este femeia vieții mele. Alex Dobrescu mai are pe lângă micuța Emma încă un băiețel pe nume Noel. L-a integrat perfect în mediul lor de familie, iar Cristina Cioran îl adoră. Își petrec împreună timp, toți 4 sunt conectați și Alex Dobrescu nu percepe alt peisaj în viața lui. Cristina e o mamă devotată pentru amândoi, implicată la maxim. Nu locuim încă împreună, dar suntem inseparabili. Cristina Cioran are mari pretenții de la Alex Dobrescu și totul se rezumă la fiica lor. Pentru mine, așa cum taică s-o va trata
ta pe ea, așa va ști că e normalitatea. Dacă va fi iubită, respectată, alintată, așa va căuta un bărbat pe profilul ăsta. Și eu asta îmi doresc. Eu îmi doresc ca el să fie un tată perfect pentru ea. Avem o relație mai bună acum decât când eram împreună. E totul mult mai clar. Ei bine, Alex Dobrescu este de cu totul și cu totul altă părere. Da, se înțeleg acum de minune, însă el e convins că se poate mai mult. Își recunoaște partea de vină și e pregătit să facă orice pentru fericirea lor. Fac orice, o voi iubi toată viața. Vreau să ne propovăduim iubirea și prin căsătorie. Îmi pare rău că ne-am răcit în perioada aceea și ne-am despărțit. Nu trebuia să se întâmple asta, dar se vor remedia lucrurile. Copilul trebuie să crească cu ambii părinți. Și chiar are planuri să ajungă de mână cu Cristina Cioran la altar. Își proiectează viața în viitor și în cadrul imaginat o vede doar pe ea. Eu am tot cerut-o de-a lungul anilor, dar ea nu pune preț pe asta. Eu mă port frumos și cu ea și cu fata. Nu mai fac nimic din ce am făcut în trecut. Nu am o altă relație. Iar dat fiind comportamentul meu, lucrurile ar trebui să se întâmple așa cum îmi doresc. Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au despărțit anul trecut. Fica Blochina ne-a obișnuit deja cu cărarea făcută la medici esteticieni, dar iată că o bătătorește bine. Iar le-a călcat pragul și de data aceasta nu pentru ceva minor, cum ar fi o injecție cu botox sau cu acid hialuronic. Diva a făcut o liposucție în zona abdomenului și și-a schimbat și implanturile cu silicon. Este toată bandajată și se declară extrem de fericită. Vica Blochina nu se mai oprește din schimbări. Intervențiile se țin lanț, iar fosta balerină se vrea divă până la adânci bătrâneți. Îi e o frică teribilă de bisturiu, dar cum dorințele ei implică și asta, trece peste orice ca să ajungă la rezultatul dorit. O intervenție la sâne a mai făcut în urmă cu 10 ani. A fost un eșec, iar Vica mereu a trăit cu această supărare. Însă până acum n-a prea mai avut curaj să urce pe masa de operație pentru a repara greșala. Dar cum deja e antrenată cât de cât, doar în ultima perioadă a suferit o operație de gastric sleeve, a intervenit și în zona feței și rezultatele dorite s-au văzut, încă un hop a fost necesar în opinia blondinei. Gata! Cum v-am promis, mi-am revenit, nu mă dore nimic, sincer să vă zic acum. Mi-era foarte frică de durere, pentru că eu simt minte când prima oară am făcut sânii, m-a adunut atât de tare și mi-era cel mai frică de durere. Și aveam super emoții și am început să plâng înainte de operație. Dar a tras o gură puternică de aer, a prins curaj și s-a lăsat pe mâna medicilor. Asta după o serioasă documentare, bineînțeles, că doar Vica e pățită și suferință nu mai vrea. Mi-am revenit foarte ușor. Uitați și la burtică, am corset acum, unde s-a făcut lipo, doar lipo. Subția s-a făcut pe burtică și s-a schimbat implanturile și s-au corectat sânii și sunt super mulțumită, le-am văzut deja de când m-am trezit. După operația de gastric sleeve, când kilogramele s-au topit unul câte unul și au depășit numărul 10 și ținând cont și de faptul că vârsta își spune cuvântul, gravitația intervine și pielea nu mai e la fel de puternică și fermă, intervenția de liposucție și cea de modificare a sânilor a fost impetuos necesară ca Vica să aibă corpul dorit. Operația am făcut cu scopul medical, pentru că am avut o contractură foarte mare pe sânul stâng. Și ultima mea intervenție la sâni a fost acum 10 ani și trebuia să schimbat implanturile și de fapt numai că am slăbit, nu mai s-a aranjat pielea așa cum trebuie. Operația a durat 6 ore, deci domnul doctor a lucrat, a muncit și m-a reparat 6 ore cu echipa lui minunată, efectiv, deci m-au cusut. Deci m-au cusut dumnezeiește. Deci nici nu se văd cusăturile. Deci a făcut o treabă de bijutier. Serios vorbesc, deci a fost super, super. Deci am văzut până dimineața și a ieșit operație foarte frumos. Inițial am vorbit cu domnul doctor să facem o
abdomenoplastie. Dar în timpul operației, când după ce a făcut liposupție, a văzut cum s-a așezat burtica și nu a mai fost nevoie. Deci am spus că stăm să vedem după 3 luni de zile cum se așează toată intervenția și dacă mai e nevoie o să le facem și abdomenoplastie. Vica Blochina are 48 de ani și toată viața a fost o divă. Statutul de femeie frumoasă, admirată și adorată i-a plăcut enorm mereu, așa că e hotărâtă să facă orice pentru a rămâne în top. N-a spus niciodată că se va opri din a interveni estetic asupra trupului ei și cu siguranță lista rămâne deschisă și pentru alte ajustări sau îmbunătățiri. N-are pic de celulită, un abdomen perfect, mușchi bine conturați, practic e fără cusur. Am putea spune că ajută și gena, dar neagă ipoteza cu vehemență. Carmen Brumă s-a transformat de-a lungul timpului într-un model demn de urmat pentru multe femei, iar acum își spune secretul pentru silueta de vis. Nu e una ușoară, dar niciuna imposibilă. Câteva ingrediente, iar drumul spre succes este garantat. Carmen Brumă este deja de ani buni un model pentru mii și mii de femei din România. Cu un trup de invidiat, cu o eternă tinerețe pe chip, vedeta și-a clădit un stil de viață demn de urmat. Nici nu e de mirare că deja de atâta timp este mentor pentru sexul frumos. Străduința ei și determinarea pentru a avea un stil de viață sănătos este molipsitoare. Eforturi supraomenești nu a făcut, iar regulile ei de bază sunt cât se poate de simple. A ajuns la ele după ce a studiat în amănunt ce e bine pentru sănătate, a învățat să combine alimente și să se autodisciplineze. Străduință și disciplină, asta este cheia succesului în general în viață. Eu cred în pașii mici, simpli, făcuți în mod constant. Cred că asta este cheia reușitei în orice domeniu. Sigur, dacă există și puțin talent, e ideal, dar eu nu am avut niciun fel de talent și atunci mi se pare că în toate domeniile în care eu am reușit, am compensat cu foarte multă muncă și perseverență. Disciplina a fost talentul meu. Nici Carmen Brumă nu mai e tocmai la prima tinerețe. Are 46 de ani, dar asta nu a împiedicat-o să țină pasul cu tinerețea și prospețimea. Și-a adaptat stilul de viață astfel încât rezultatele să apară și să se mențină, să aibă energie pe deplin și o vitalitate de invidiat. Este un pătimit a sportului, mișcarea face parte din viața ei cotidiană și fără combinație între mișcare și o alimentație sănătoasă, știe prea bine că nu ar fi ajuns la performanța cu care se mândrește astăzi. Am schimbat de-a lungul timpului, evident, pentru că ajungem în etapa de viață 35-40 când corpul nostru suferă multe modificări și atunci e nevoie în permanență, mai ales în această perioadă, să-ți ajustezi programul de antrenament, să-ți ajustezi dieta. După 35 de ani începe să scadă masa musculară, încep să aibă loc tot felul de schimbări hormonale și atunci da, trebuie să faci multe ajustări, dar totul este posibil. Este o feministă convinsă, optimismul o caracterizează și crede cu tărie că vârsta este doar un număr. Fiecare ar trebui să se simtă bine în corpul ei, fiecare femeie să fie principala prioritate în viața ei și să se concentreze pe propria-i reușită. Cu echilibru, toate se rezolvă, este de părere Carmen Brumă. Femeile se simt rușinate la vârsta de 40 de ani, se simt expirate. Există această reținere în a aborda subiectul și cred că există și o lipsă de informație. Cred că în timp lucrurile vor evolua frumos, pentru că vârsta biologică este o alegere. Ryan Gosling este gata să facă spectacol la gala de decernare a premiilor Oscar. Vrea să ia și premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar, dar mai pregătește o surpriză. Despre ce este vorba aflați imediat după publicitate. Revenim! A ajuns pe lista scurtă a premiilor Oscar, a fost nominalizat la categoria de cel mai bun actor în rol secundar, iar acum se plusează. Ryan Gosling ar urma să interpreteze melodia I'm Just Ken în direct la gala mult râvnitului premiu. S-a creat o mare vâlvă pe acest subiect, iar Academia a refuzat să comenteze. Actorul însă parcă bate din picioare să urce pe scenă. Ryan Gosling a strălucit în filmul Barbie, drept dovadă ar putea ajunge acasă cu un Oscar. Și iată că acum îi se ivește ocazia să strălucească din nou. De data aceasta, la gala decernării premiilor, ce se anunță una de excepție. Surse au declarat pentru Variety că actorul va cânta melodia nominalizată la Oscar din Barbie în timpul celei de-a 96-a ceremonii anuale. Doesn't seem to matter what I do.
I'm always number two. No one knows how hard I tried. Oh, oh, I have feelings that I can't explain. Când a primit propunerea, Gosling pare că a ridicat o sprânceană în prima fază. N-a primit-o cu sufletul la gură, ci poate puțin sceptic. S-ar putea să fie un risc prea mare să mă pună să o fac. Nu știu cum ar funcționa, dar sunt deschis la asta. Practic a avut aceeași atitudine pe care a avut-o atunci când a primit invitația de a juca rolul lui Ken în filmul Barbie. L-a acceptat, dar a fost o provocare imensă. E cel mai greu rol pe care l-am avut vreodată de jucat. A fost ca un act de circ pe sârmă înaltă, în pantaloni scurți, minuscul și fără cămașă, fără plasă. Mark Ronson, care a scris piesa împreună cu Andrew Wyatt, a declarat pentru Variety la Gala Grammy că visul său era ca Gosling să cânte la ceremonia Oscarurilor. Actorul nu e și cântăreț de meserie, iar presiunea de la gala este imensă, mai ales că este și pe lista nominalizaților. Cu toate acestea, Ronson nu ar accepta ca altcineva să urce pe scenă și să interpreteze melodia. Cred că dacă Ryan nu o face, atunci nu o facem. I'm Just Ken este unul dintre cele două cântece din filmul Barbie care a obținut o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun cântec original. Cel de-al doilea este What Was I Made For, care a câștigat un premiu Grammy pentru cel mai bun cântec scris pentru media vizuală în detrimentul lui I'm Just Ken și a lui Dance the Night, a artistei Dua Lipa. Gala premiilor Oscar va avea loc duminică, pe 10 martie. Atât pentru moment, doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ediția Best of Flash Mondain se oprește aici. Eu sunt Alexandra Anastasescu. Seară frumoasă, pe curând! Program disponibil pe primaplay.ro.